Dar să iei un rotofilă. Astea-s culorile de la Empower, mă. Nu, mă, de la Martini, mă. Eu sunt cu alcoolul, mă, nu cu BMW-ul. E BMW-ul meu când îți bătrân, nu uite femeile. Păi, dar ăla de la Empower, băi. BMW-ul cumpăr când voi fi bătrân, ca să se uite femeile după mine, până atunci nu-mi cumpăr. Da? Da. Florin, ce faci? Florin, ce faci? Cum ești? Cum au fost paștele, cum au trecut, tot ok? Muncă. Da? Corci, ce zici? Bine. Să o ceți, să facem ceva în ăsta sau nu? Facem, da, nu știu ce să nu facem. Da, că trece pandemia asta. Că apucăm de treabă. Crezi că ne umoră cu noi o chestie de genul ăsta? Ai făcut traseul? N-am făcut. Băi, ați făcut? Dar l-am în memorie tot. Și eu la știu, numai acum vreau să intru acolo, că te voi, că te ciungi în partea aceea jos. Am bucat să merg. Poți intra, că și eu m-am gândit să intru un pic la voi, o să vorbesc cu pădurarul când ăsta. Un pic numai, nu mult. Nu cred că e problemă. Da, nu, acum chiar vreau, că n-am tu știi acolo, partea aia de jos. Da. Ai știu, că n-am intrat. Deci pe la noi, pe 19 august, trebuie să ne pregătim că 100% o să fie ok. Anul ăla întâi august face. Păi nu pe 90 a rămas, eu nu știu cum ai vorbit cu Petre. Păi nu mă, că 90 pleacă ea, pleacă Petre cu ăsta în concediu, dacă mai pleacă. Păi cred că și-a anulat concediu. Nu s-a anulat. Nu? A rămas, da? Acolo, întreba. Eu și-am înțeles că și-a anulat ei concediu. Bun. Da, da. Faci prezența? Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Trage-o, no. Și acum ce faci? O mai învârtești cu ceva pe acolo? Asta când s-o zbucie două ore, să strângi mecanic. Dacă nu, să te ducă de poștii rău. Ce-ai dus altul, dacă nu-i, îl te schimbi. Deci dacă nu-i bumbușorul care-i la Bodo, schimbăm vasul cu tătul. Hai, hai. Hai. Împie. Dar cum? Iară ce-am scos. Mai salvat. Hai, că de acolo. Dar ai apă în el, ai verificat? Ai verificat apa, mă, să fie ea. Ai o șupă de copac în plus. No. Am eu. Ai tu în plus una? Da. Nu vă penalizăm. Nu vă penalizăm. Stai și că nu merg de partea unui altul. Înțeles, da. E acolo la mine, am două. E mai bine să fie cu șufă. No. Hai. Hai. Da, ați verificat apa acolo. Ce vrei să faci, Călin? Vrei să-ți verifici traseul? Verificăm un pic drumurile după iarnă, să vedem dacă s-au răturnat pomii, că dacă se declanșează un incendiu sau ceva de vegetație, să pot avea acces la rugămintea pădurarului care se ocupă de domeniul forestier. Calitate să ieși a domnului primar, am făcut o acțiune din asta de verificare a traseelor, caz de probleme, calamități, incendii, accidente. Hai, foarte bine. Pentru că va începe economia, vor începe tăierile de pomi care s-au răsturnat în urma rutunilor și atunci să întâmplă un accident, nu poți ajunge la victimă pentru că pot păduc. Merge cu mașini speciale de la noi din asociație, trage pomii, eliberăm traseele. Ok. Urmează, ne întâlnim cu pădurarul la motorul Silvic, am rupt sud, de deala Comca. Thank you.
Și-a urcat apa sau ceva? Ia să puf. E undeva. Păi e o picurat ulei undeva pe tobor și poate de asta. Bă, e tot scurs când are gând când s-a umblat o loi sau ceva și a musa arde. E acolo ea. Acolo, bă, pe galerie sus este motorina, mă. Am văzut eu. Acolo ea. Acolo sus. Nu-i funghie tobor. Ia, mă, ca ce era crea? Nu era să țin. Le-ai dat un timp de spray-uri pe ele, știi? Da. Traseu. Mare, dai seama cât e abruptă banda, da. Vezi? Foarte abruptă. Și cu coeficient de dificultate că-ți ravege, știi? Da. Înclină mașina, pierzi aderența, știi? Ceva concurs când a trecut așa, ai că am văzut. Au fost cupele de la băieți, de la Sine. Da. Concurs mai de copilot. La 1. La care ești pregătit? Vedem. Era bine aici. Noi după gurâul sus. Hai pe curând sus! Și la Bedlog nu mai trebuie apărătorile alea de dejantare care se amucă mașina. Păi și alea îți. Și alea ajută. Bun, acum ți-am zis, sunt mai multe tipuri de Bedlog, știi? Sunt mai multe tipuri de Bedlog. Curăță un pic. Acolo, acolo.
viteză mică să normal. Trebuie să mergi pe reductor. Da, 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 da. Că atunci ai mai mare viteză. Uite, păi ia bagul pe reductor, că poți mere spatelor pe reductor, vezi ce ușor mergi. Total altceva. Drumul, dar ar trebui să-i filmezi acolo. Mă duce jos, coboară paravenă jos, dar să mă închizi ușa. Bun, bun, trec, e ok. Stai pic, stai. Uite-te, eu zic că dacă tu-i mult marginea... Coboară. Uite și dacă intri pe ravena aia și cobor cum coboară Călin, boss. Eu zic că dacă tu-i mult marginea... Ia uite și așa. S-o răsturna, băi! Bă, s-o răsturnat ăsta, băi! Du-te la el, Doru, du-te, du-te! Eu sunt ok, tu ești ok? Da, nicio problemă. Zici să mă arăt ăsta să dau în spate, să-i văzută-l spus. Dai! Mai! Bun, asta, bun! Acum, dacă nu te dragi, faci! Falci! E la mine! E la mine! Bă,
Dar cum, ai, cum e prima experiență de off-road, boss? Bravo, Bodo, bun! Hai, Mureșane! Hai! Hai, că voi ați venit bine, mă! Da! Vezi că ai agățat lemnul! Trebuie să fii și șofer, ai nu? Ai zis cum am coborât. Așa e când conduce copilotul, boss. Da. Mai bine pe acolo ca și fără avere. Dacă ai scăpat un ticket, da. Bine mai fac. Bă, asta se întâmplă când conduce copilotul, bă. L-am pornit ventilatorul de la ulea asta. Da, o tehnică pe aici, așa ea. Ăștia se răstoarnă aici. Să le mai dau? Stai, stai, stai un pic, să vedem cum trece Florin. Da, stai, că ia bolovanul ăla, îl duce jos. Bun, da, și acum urcă cu roata pe stânga, știi? Pe stânga? Da, da. Să piști stânga, bun, un pic înapoi dreapta. A, așa, perfect. Și acum am drept. Nu mă încet, încet, încet. Nu, nu, nu vira, nu vira. Nu vira. Dă înapoi dreapta. Așa. Bun, bun, bun. Nu contează, nu contează. Nu contează, nu contează. Dai, dai, nu. Dă-i acum încet, cu dreapta, încet cu dreapta. Bun, ia un pic stânga, 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 un pic stânga, stânga, stânga. Așa înapoi dreapta. Da, stai că nu. Pornește motorul. Pune-l pe parcare sau pe el. Așa. Pe dai un pic cu stânga, dai un pic cu stânga. Dai, dai, dai. Dreapta. Bun, 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 bun. Bine, înapoi, înapoi stânga. Stop, stop. Dreapta. Dreapta, dreapta. Așa.
Bun, atunci eu să margă pe drum și voi vin pe mine. Poate a trebuit să trolează un pic la vârf. Băi, Bodo, veniți după mine, noi mergem pe pantă, voi mergem pe la Bădâșa, bun? Păi dar noi mergem facem pe la Bădâșa și voi mergem pe pantă în sus, face, știi, și ne ajungem și unii ne venim, sus la cabană. Nu sunt de acord, ca și copilot, noi n-avem blocante în spate și riscăm să n-avem blocante. N-arem pe unde merite să știu ăsta, nu știu cum. Nu mă, merite împreună, mă. Tu n-ai. N-avem, mă, ce-i cu10 ani, dai seama. Era așa un vâruac, știi? Acum e o secetă. Dar nu am, s-o modificat, s-o rupt om, s-o spălat. Dai seama, nu mai e ciopon. Dacă noi merem cu samurai și cu pitara pe aici. E urât aici, aici la urcare. Dă-le urcarea asta, că de să le-o dau, da? Să poți și depăși, ca un loc. Da, da. De-aia urcarea asta e pe tot. Zic eu. Bine, hai că o faci, ești pe urcare. Ești pe urcare, să vedem dacă se poate face. Aș spui că acum ne întoarcem și urcăm. Hai, recordă, nu o să vedem unde dă. Da. Ce zici, e bună asta? Așa. Bun. Venga, venga. Hai pe lângă bolovanul ăla că ți agață. Dă-i spate, dă-i spate. Bun. Dă-i, mai dă-i în spate un pic. Așa. Acum poți să iei încolo. Așa. Bun, perfect. Dar cum se descurcă? Bine, bravo! Bun. Florin cu portale, le urcă peste! Cu samuraiul? Da! Păi Călin a zis că a coborât cu un samurai pe aici! O zis că vrea să vă dea la opă în urcarea asta, ce zici? Ar fi aici, beton! Dar ce n-am urcat-o vreau? Asta-ți place ție! Urcat-o!
Bine, vine și el, vezi. Acum e la open. Fain, așa-i? Frumos. Simte deja mașina, vezi unde da. Roțile. Păi nu, trebuie să mergi și după aia vezi da. Și pe aia știi. Dacă nu circul cu ea, nu... Orice mașină ai avea. No, gata. Acolo cine face aia trebuie să facă. Aici vine acolo. Ăsta după ce își mută radiator pe spate și o cioplește de aici, nu bă nimica. Are mitimitate. Asta o să fie foarte bună. Bine, dar e bun, dar atunci știi ce trebuie să facă. Dacă tot face manevra asta, atunci jos sta și să spună o direcție hidraulică ca lumea. Și cu ieșirile din sus, are dai jos, are dai jos bara aia. Dai jos bara aia. Am omul are cheltuieli, băi, să-ți spart trapa la Lamborghini, voi sunteți groază. Are omul cheltuieli, să-ți spart trapa la Lamborghini, are el amul... Da, atâta bani cât de... De asta vreau să le dau la... Urcă, coboară și după aia merge pe ravina aia acolo sus. Exact. Și iară coboară pe unde urcăm noi amul. Deci pe unde urcăm noi amul, ei o să coboare înapoi, știi? Și pe loc puțin le dau niște urcări și coborâri de... Da, ei ai... În 30 de kilometri, și cum tremurătă când îți gata? Da. Hă? Da. Să știe că au făcut off-road, nu? Ei, pe din ăsta nici nu trebuie mai mult de 30 de kilometri. Aude, că să gata mașina în pula. Bă, ești desfințit, am ușit șergătoare, de tăi cheamă, am un pula mea. Ai găsit tu ceva? Ai găsit tu ceva? Ce n-am eu la mașină? Zice că tăi, ai găsit să-mi bag baiul, faci? Eu n-am eu șergătoare, de loc, bă. Dar zice, am, ai găsit tu ceva ce n-am eu la mașină, faci? Eu zic, bă, îți găsit șergătoare de prost, doare. Așa tare o fost, no, am, ai găsit tu ceva ce n-am eu la mașină? Nu, am la el. Ce? Când am tras zifle, da. Uite că n-am făcut nimeni pădure. Eu prima așa să mâncam ceva de un pic. Dar la troliu ți-a plăcut? Da. La troliu ți-a plăcut? Da. L-am găsit de față și de spate, același troliu. Stai în plus, bravo. O făcut de ce? De la mine am învățat așa tot off-road-ul. Eu am avut un troliu. Am avut un troliu și la mine aveam troliu. Față, lateral. Avea un troliu și o suda niște țeli roce pe lângă mașina. Tot îl muta. Îl punea când într-o gaură, când în cealaltă. Avea cabluri de curent, le punea pe baterie. Nu am văzut că scoate troliu. Ce faci? Păi stai că te trage din lateral. Mă crezut că nu văd bine. Mă duc cu peli. Pe de muște că nu-l dau la roată. Da, bine, da, avem toate rupături. Da, numai că avem niște colegi aici care ne pară niște amintiri și apoi s-au dus în pula. Bă! Ia asta are muzică, mă! Da, plecăm, da? Oh.
bă, acesta fiind zis că... Nu, bă, că ăștia au luat greșit, mă, 100%. N-au avut cum, mă, te-ți dobit, mă. Ai ajuns la drum, doar să dai clar, stânga, jos. Bun, eu vreau să arăt că... Uzi, mă, că doar e aici, mă, nu e așa departe, mă, panta, mă. Da, ce urât putin noroi ăsta la voi să mă apuc la mai umblat și voi pe drum, mă, că mânul ăsta nu pot să întorzi câțiva. Să-ți dau înapoi pe unde, mă, vine pe aici înapoi, vrea să o duci, nu? Poți defecte, poți. Poți defecte, așa se e, natural. Mitsubishi is the best. Nila, bună șansă. Ne-ați văzut? Ce să nu-mi dau seama, mă. Dar bă, unde eu crezut că am urcat noi înapoi, să trecem pângă ei. Așa da. Înțelegi ce zic? E logic. Înțelegi ce zic? Atâtea mașini să urcăm pe lângă ei, pe alt drum, să meargă ei tot în sus. Că dacă te urci înapoi... Ce mai zice, mă? O spune, mă, cum ai plăcut? O, fută-te însă. Ia și ria, bă, te-ai oprit? Da, vezi cum am stat amul la discuții, știi? Da. Dacă l-ai oprit, n-ai nicio treabă că îți mănâncă curentul, că îți... Da, cu toată general, frâna de mână... Pof. Da, frâna de mână, iată-ți bani, n-are rost. Da. Vezi, dă-o chiar. Scoate piatra aia, băi! Da. Să meargă și Florica, băi. Poate merg mai ușor. Să merg noi pe aici. Ei, la... Ai văzut? Golobanul ăla. O să poată că fau lin, știi? Nu-ți agață. Nu-mi agață, că până când a fost întreg, am stăm zăpăcit ca tot atât au fregat și față și spate și tot. Da, auzi, vine. Aia chiar lângă tambă. Ați abandonat traseul, mă. Când scazi un moșoveț? Asta dacă nu știu, mă, eu. Da, o să-ți fai. Nu știu după coborâtă. Ce face, piune mere? Divide. Nu întreba, du-te. Că nu mă pune să stau acolo. Pe aici mereți? Nu. După Mureșa mere. Dar pe aici încolo? Da. Bodo!
și la întâmplare. Și să urci, urci dacă nu... Dar Bojan, ai crezut că urcă, așa? Ai zis că nu urcă, așa? La bancă, știi? Ia. Eu cred că am coborât, uite, pe acolo. Înapoi la civilizație. Între oameni. Bă, mere să facem și un pic de off-road. Nu, poate săptămâna viitoare, mă săptămâna asta nu, ce să zic, a fost ok. Bine, adevărul că Remus am uit prima dată în teren și-o testat mașina. Nu am putut să vă rămâne chestii dure, ok, așa, soc, soc, o răsulare mai și două. Super. Da, voi de aici, dacă eram cu mașina mea, urcam, bă, ce tu, ce am acolo. Fost fain oricum, mi-a plăcut.